După cum ați văzut în episoadele anterioare, mi-am cumpărat un Trabant și sunt foarte entuziasmat de mașina asta, am planuri foarte mari cu ea, luând în considerare că e un Trabant, dar până acolo am și multe probleme de rezolvat. După cum o să vedeți în episodul de astăzi, mașina asta e o bătaie de cap enormă. Am venit la mecanicul meu preferat cu o problemă de presiune de ulei. Am identificat rapid că bulbul e cu ulei, nu știu, iese ulei din el. Dar nu asta e partea tristă. Partea tristă e că e rupt aici plasticul ăsta, cauciucul ăsta la carburator. Avem aici un lemn, un ștuț de lemn băgat într-o gaură a carburatorului în care trebuia să fie un furtun. Deci în loc de ștuțul ăsta de lemn trebuia să fie un furtun. Dar asta e o problemă care nici măcar nu contează acum, pentru că am una mult mai gravă. Mi se tot aprinde becul la presiune la ulei și... Da, e important, de-aia am comandat un nou senzor de presiune de ulei, l-am schimbat și să vedem acum ce se întâmplă. Veste nașpa, am plecat după ce am schimbat bulbul și după 2 km s-a aprins iar becul de presiune de ulei. Of. Așa că înapoi la mecanic. Asta e următoarea zi la mecanic și fiți atenți, am stat azi noapte până târziu. Ăsta e senzorul de ulei pe care l-am schimbat și ăsta e al doilea senzor de ulei. Deci Trabantul are doi senzori de ulei. Destul de complicat pentru că nu funcționează la relanti, unul în ture. De data asta nu o să mai credem că problema e senzorul de ulei. O să măsurăm exact ce presiune de ulei avem în motor. Pornim motorul, am pus un manometru și avem 3 bari. Ceea ce e foarte bine la relante, zice. Mamă, ce presiune bună, uite-te când îl turez. 4,5, 5 bari. Super, Trabantul e excelent. Însă, stați că nu e așa de simplu. Noi am făcut testele cu motorul rece. Odată ce motorul e cald, la relante n-avem nici măcar un bar presiune de ulei. Ceea ce e grav. Astea sunt cele mai mici roți pe care o să le vedeți vreodată. Cauciucurile all season ale Trabantului au venit. N-am mai pierdut vremea, m-am dus direct la vulcanizare să montez cauciucurile, pentru că mai sunt o grămadă de probleme mecanice de rezolvat. Între timp, Trabantul mai stat vreo 2 săptămâni tras pe dreapta, n-am avut timp să ne ocupăm de el și acum ghiși ce, nu mai pornește. E trebuie curent. Cabluri. Am pus cablurile pe baterie, așa cum trebuie, și am dat. Mai una? Uitați-vă ce bine șterg ștergătoarele. Și domnul Santai, calea cu ambulanța. Prima oprire la prietenii mei de la ATS Garage. Am și filmat aici mai de mult un episod foarte interesant, iar aici a început adevărata bătaie de cap. Și asta nu e prima dată când am mai fost cu Trabantul fix aici la băieții de la ATS Garage. Pentru că am fost și zilele trecute să îmi zică ce probleme are și mi-au făcut o listă enormă de piese. Carburator, termostat, bucșă, bară stabilizatoare, față, stânga, față, dreapta, simering planetară, stânga, dreapta, furtun, filtru, epurator. O grămadă, pentru că e foarte lungă lista asta. Și ca să fac rost de parte din piese, credeți-mă că nu a fost ușor deloc. Spre surprinderea mea, nu mai găsești piese online la distribuitori în România. Am căutat și în Budapesta, am căutat și în Germania, am dat pe telefoane, am vorbit. Toată lumea zice, nu mai avem stoc, nu mai avem piese, nu se mai pot comanda. Ceea ce e foarte greu! După multe postări, apeluri și mesaje, am găsit departe de Cluj un domn în odor Heiu Secuiesc, care e mare pasionat de Trabant și a fost de acord să ne ajute să punem mașina asta la punct. Am văzut ce mașină are el, am văzut ce face el și tot ce iese din mâinile lui e perfecțiune pură. Adică uitați-vă cum arată Trabantul lui. Ăsta e cel mai superb Trabant pe care l-am văzut. E perfect, e mai bun decât nou. Și omul e un om de nota 10 și ne-a ajutat cu tot ce am avut nevoie. Pentru cei care au văzut primul episod când am cumpărat acest Trabant, știți, l-am cumpărat de la Ovidiu Pop cu ajutorul celor de la OMV. Și așa e pe YouTube în ziua de astăzi, că doar cu ajutorul sponsorilor poți să faci conținut mai bun, mai fain. Ca să venim aici în fața voastră cu cea mai bună muncă a noastră, pentru că doar din vizualizări vă dați seama, n-am fi putut niciodată să cumpărăm un Trabant, să-l reparăm, să facem modificări și așa mai departe. Și eu mă bucur de
un partener precum cei de la OMV, pentru că știu mereu că au cea mai bună marfă, cum ar veni, cel mai bun carburant. Nu ai cum să dai greș cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel. Iar acum, până în 15 ianuarie, au o ofertă super tare. Dacă alimentezi de minim 150 de lei, te înscrii din aplicație și poți să câștigi un voucher de carburant de încă 150 de lei. Sunt 3000 de vouchere puse la bătaie și știți care e singura parte tristă? Că nu mă pot cu trabantul ăsta înscrie la așa ceva, că un plin e sub 150 de lei la trabant, dar rezervorul mic, deci trebuie să vin cu Subaru. Așa că sus cu trabantul nostru și hai să ne apucăm un pic de treabă. Paul a decis că începem cu roata asta, care strânge, nu se prea învârte. Și ce e interesant e că desfacem, poate nu avem piese, poate avem piese, că nu e ușor cu piesele, dar nu. Vedem. Desfacem, ne uităm înăuntru. Am zis că nu e ușor cu piesele, dar stați să vedeți fază. Credeți că e ușor cu desfăcutul? Nici vorbă! A fost mai greu decât am crezut. Paul a pus aici, a zis, a, pun un pic de soluție și o să se desfacă. No, nu s-a desfăcut. După aia a venit următorul nivel. Încălzesc un pic piulița și o să se desfacă. Da, nu s-a desfăcut. Următorul nivel. Folosesc o dita mai cheia și o să se desfacă. Nu s-a desfăcut. Următorul nivel. O mai pus un pic de flacără, o mai încercat, tot n-o mers și o zis, hai că-ți arăt eu o schemă. Am lăsat mașina jos, da, și acum trebuie să meargă. Frână, ține-ați mă cu tot frână. No, frâna de mână e la maxim. N-o mers nici asta, după cum vedeți, că mai mult se învârtea roata în gol. Bă, pare că-i strânsă. Așa că o urmat flexul. La flex n-ai cum să dai greș, pentru că pur și simplu tai jos piulița și atunci sigur se desface dacă-i tăiat. Cam așa arată sistemul de frânare pe trabant. Vedeți ce marou e? Credem că roata spate are de fapt problemă că e strâns cilindru, practic, adică e blocat, nu? Și o să testăm acum foarte simplu. Eu apăs, chiar apăs. Între timp, Paul a desfăcut bucșile de la bara stabilizatoare. Uitați-vă cum arată astea. Poți să zici, bă, arată rău, adică erau cam gata, nu mai aveai ce să faci cu ele. Dar fiți atenți cum arată bucșile din față de la bara stabilizatoare. Deci, Paul e foarte meticulos și nu a vrut să pună bucșele până nu a curățat un pic bara. O folosit și vaselină de montare, le-a pus la loc și le-a strâns. Una dintre piesele pe care le-am căutat mult și nu le-am găsit ușor, am găsit într-un singur loc în România, a fost litrometrul ăsta cu 30 de lei. Asta îți indică câtă benzină mai ai, vezi? Plutitorul se ridică în rezervor și automat se modifică o rezistență. Nu are calculator, nu face calcule, nu are microchip, doar sunt două fire aici care merg până în bord și în funcție de poziția plutitorului vezi câtă benzină mai ai. Dacă ăsta nu merge, altă soluție n-avem. Am montat litrometru și aici aveam emoții pentru că puneam prima dată contactul. Și fiți atenți ce se văd în bor, se văd patru beculețe, rezervorul plin, deci știm câtă benzină avem la trabant. Ne-am apucat de etrieri și fiți atenți și-a descoperit Paul. Etrierul ăsta e strâns cu mâna. Bun, înțeleg că nu are ghidajele alea din cauciuc pe care nici noi nu le-am găsit noi, numai second hand, dar strâns cu mâna. Și uitați-vă cum joacă etrierul. Și plăcuțele ar trebui schimbate, însă nu avem momentan plăcuțe de trabant. Așa că Paul a zis, montăm doar ghidajele și hai să ne asigurăm că etrierii sunt ok. Acum, despre ce ghidaje e vorba? Vedeți că șuruburile care prind etrierul, în suportul de etrier, merg prin niște ghidaje care sunt din cauciuc. Și e fascinant că trabantul ăsta nu avea înainte, era fără ghidaje montat. Paul, din nou, a folosit un pic de șmirgăl în interior să-l curețe, pentru că vă dați seama, e rugină pe aici adunată. A pus vaselină pe ghidajele astea, care au și ele o vârstă săracele, dar e mai bine decât nimic, și le-am pus la loc. Și am uitat să zic, astea sunt șuruburile pe care Paul a insistat să le curețe, să nu le bage necurățate. Și uitați-vă cum le-a mâncat rugina în timp. Deci urmele alea sunt urmele uzurii. Ne-am apucat un pic și de revizie, începem cu filtrul de aer, curățăm carcasa pentru că cine știe de când nu a mai fost curățată și instalăm noul filtru de aer. După care ce trebuie să facem? Să scoatem uleiul vechi afară, pentru că voi știți,
probleme de presiune de ulei. Poate cu nou ulei o să se rezolve, nu știm ce ulei e ăsta, dar ce vedem e că șaiba, piulița de fapt, asta șaiba de la baia de ulei, a fost refolosită de atâtea ori că uitați-vă cât e de strâmbă și deformată. Lucrând la trabant am mai descoperit o problemă și problema nu e asta. Problema e că pe unde-i senzorul de temperatură băgat în radiator pierde apă. Și bineînțeles pierde apă cu antigel și nu vrei că atunci să se preîncălzește motorul. Și acum desfacem și aici, că asta e o problemă neprevăzută la alea multe care erau prevăzute și nu avem destule piese. Trabantul ăsta nu are termostat și vrem bineînțeles să-i punem. Am dat jos carcasa termostatului și uitați-vă cum arată în interior. Pe lângă că a fost prins cu silicon, uitați-vă ce mizerie e pe traseele de apă. Paul a insistat să pună și aici niște vaselină de montaj să se asigure că totul e cum trebuie și pac, o băga termostatul la locul lui. Am scos afară și radiatorul de căldură care e blocat, e cu mâzgă, la fel cu aceeași mâzgă care am văzut-o și în traseul de răcire la termostat. Și noi avem o clapetă care nu se merge în interior și blocată. Și fiți atenți de ce e blocată. Nu știu dacă se vede aici. E o brichetă în interior, dar cred că o scoate Paul afară mai bine. Deci asta n-am mai întâlnit, să fie o brichetă în interior. Ia uite-o. Ce scrie pe ea? Scrie Sezertem a Fergem. Ce Ștefi? Îmi iubesc soțul. No, fix la Ștefi o dau, uite aici. Ne bagă Paul una de jale. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na-na-na-na. Ce piesă-i? Da. E bună. Ăsta e radiatorul nou, a fost, am 30 de ani. Și ăsta avea ceva pământ în el, uitați-vă. Deci pământ, ăsta e tot pământ de acolo scos? Nu, ăla-i burete, că să etanșeze cumva. Ăsta era buretele ăla de care zicea, da. No, și ăsta e radiatorul nou, adică noi lucrăm aici numai cu piese noi, da. Prestanță. Vă dați seama că n-am băgat nou calorifer la loc până nu l-am suflat un pic, că era mizerabil, iar Paul a găsit el ceva material să pună pe el în locul vechiului burete, care era degradat. Și după asta l-am băgat la locul lui. Și acum, teoretic, gata, avem căldură. Ce avem aici e vasul de expansiune. Practic aici completez antigel și ăsta e capacul lui. Și vreau să vă arăt mai multe chestii. În primul rând, are o gaură în el, pentru că e ceva normal. Asta e capacul pe care îl vom pune altul, care are și ăsta gaură. Și vedeți, avem o supapă de suprapresiune care se deschide și aruncă apa afară când e prea multă presiune în sistem. Mie m-arunca apa afară mereu pentru că supapa asta era stricată și era pus o pungă ca să rezolve problema. Uite aia. Prin supapa asta poți să sufli, prin asta nu poți să sufli. Și atunci asta e stricată și ce e interesant e că s-a întâmplat cândva de s-a stricat, o acoperit cineva gaura și a avut prea multă presiune în sistem. Și capacul ăsta s-a rupt și pentru că nu ori mai găsit alt capac, uite-te cum au băgat în el inserții de metal, sârmă practic, și-o topit capacul ca să-l facă să țină. Deci o recondiționat capacul la trabant. Ziua 2 și băgăm niște apă distilată în sistemul de răcire ca să-i facem o pornire așa să se mai curețe, să nu băgăm direct antigelul ăla bun peste rămășițele vechi. Am făcut cabluri noi pentru că ăsta erau cablurile vechi ale bateriei care mergeau de pe electromotor pe baterie și de pe alternator pe baterie, un circuit un pic mai ciudat la trabant și astea erau din aluminiu și se rupeau, vedeți lițele astea care sunt destul de groase, se rupeau și numai te trezeai că tu din toate lițele mai mergeai cu jumătate sau nici măcar atât. Și astea sunt cablurile noi, făcute din cupru, care o să fie mult mai rezistente, nu o să mai ai problema asta și mult mai flexibile. Pe lângă bornele de baterie am zis să refacem și papucii din capătul de la fire care vin pe baterie, Paul le-a sertizat, adică acum sunt pregătite să stea cum trebuie și să nu se rupă și bineînțeles că le-am montat pe toate pe baterie. Ne pregătim de prima pornire cu nou termostat, cu noile borne, cu nou ulei, cu litrometru care funcționează, mă arată că am rezervorul plin. Bun, am emoții. Nu merge. Nu merge. Nu învârte electromotorul. Uite la Paul.
Deja am înțeles că trabantul niciodată nu merge când și cum vrei tu, iar în cazul ăsta e vina noastră, am uitat să conectăm firul de excitație pe electromotor și atunci practic n-avea cine să dea comandă. Încercarea numărul 2. M-a apărut aici un cod de eroare. Auzi-l cum pornește. Și acum cu noile borne, teoretic, ar trebui să avem încărcare, nu? Da. Câți volt? 12,2 iară, cum ai avut la trecută, pune-a-l. Și acum? 14, 18. Deci încărcarea e slabă, dar numai la ture mici. Da. Pe lângă că nu avem încărcare la relantii, nu avem nici căldură. Deci, da, nu dă căldură. Am desfăcut, am scos ventilatorul și am pus mâna pe calorifer. Caloriferul rece ca gheața. Bătăi de cap și pe partea de frânare, pentru că cilindrul frână e în stare rea și altul nu avem, așa că am fost nevoiți să-l recondiționăm pe ăsta și să-l facem cât de bun putem noi, ca să putem să-l refolosim și să avem frână. Paul a montat interiorul cilindrului la presă, teoretic toate bune. Eu am curățat buza tamburului pentru că era foarte uzat și avea buză și fiți atenți. Primul șurub rupt, după cum zice și Paul, dar nu și ultimul. Eu am luat un flex mai mare pentru că pila aia nu era destulă ca să curăț tamburul, iar Paul o continua să desfacă și conductele de frână, care, ghiciți ce, doar nu credeți că se desfac așa pur și simplu. Și a fost nevoie de flacără, a fost nevoie de forță și tot n-o mers chiar cum a trebuit, pentru că mașina asta e destul de coaptă și o trebuie să ajungem până la urmă să tăiem jos conductele și să trească să le refacem. Apoi, în continuare, s-a dat semi-puntea jos cu totul, pentru că și aici avem de lucru. Și ăsta e motivul pentru care am schimbat semi-puntea, pentru că e ruptă, pur și simplu, și asta e prinderea din metal și aici avem bucșile. Și vă dați seama că pur și simplu nu mai era bună. Uite cum ar trebui să arate o punte bună. Asta e una refăcută, care nu-i ruptă, stă la locul ei și pui bucșă sus și bucșă jos. Ce se vede aici e aparatul pentru bercuit, care e doar un cuvânt pompos pentru faptul că o să refacem filetul la conducta de frână, pentru că trebuie să o tăiem jos și acum, bineînțeles, trebuie să-i facem filetul, că altfel am pierde lichid și n-am avea frână. Ăsta e rezultatul final, destul de bun. Pentru că e foarte mult de lucru, am zis, hai să fac și eu ceva. Cât timp Paul face lucrurile importante, eu schimb plăcuțele. Că am făcut rost de plăcuțe. Ieri nu aveam, astăzi avem. Acum nu vă imaginați că am făcut rost de ceva plăcuțe, wow. Dar mai bine decât nimic sau mai bine decât ce aveam, aici am dat jos etrierul jos, am scos plăcuțele afară și uite, astea sunt plăcuțele noi, nu cele vechi. După cum ziceam, nu sunt excelente, dar nu sunt nici rele. Te poți descurca cu ele. Le-am curățat un pic ca să nu le pun murdare, să prindă din prima și după care am zis, simplu, le pun în suport și gata. O să meargă ușor. Nu a fost așa. Că nu se potriveau în suport. Trebuia un pic pilite, că nu aveau exact forma suporților. Adică aveau un fel de defect de fabricare. Da, după care le-am pus la loc și opa sus cu etrierul, bineînțeles, am făcut chestia asta și pe partea opusă. Semipuntea din spate are nevoie de rulmenți noi, pentru că rulmenții vechi erau praf. Aici Paul unge segmenții noi cu vaselină, după care îi bagă fain frumos în interior, în punte, la locul lor. Și ce urmează? După ce ai rulmenții la locul lor, pui puntea sus, o strângi bine și asta e tot. Teoretic. Ce credeți că urmat apoi? Aceeași distracție, dar și pe partea dreaptă. Hai să desfacem piulița din butuc, care nu s-a desfăcut. I-am dat câteva ciocane, n-o vrut. Am încercat cu o cheie mai mare, iar n-o vrut. Și am zis, bă, n-ar rău să ne mai chinuim să o încălzim și toate prostiile. E clar că trebuie să-i dăm flex, pentru că n-o să iasă. La fel ca și cea din stânga, am tăiat-o cu flexul și am scos butucul afară. Era destul de ok butucul pe interior, dar cilindrul de frână era ruginit, complet, înțepenit, distrus. Deci mașina nu avea frâne pe spate, cum ar veni. Am recondiționat și cilindrul de pe dreapta, la fel ca cel de pe stânga, după care l-am pus sus, am reglat frâna și aia e tot. Distracția continuă și în ziua a treia, pentru că acum trebuie să scoatem apa distilată pe care am băgat-o ieri. Trebuie să băgăm antigel, dar vrem să curățăm puțin traseul, că
Trabantul ăsta a stat multă vreme pe loc și cred că multă vreme nu i s-a schimbat antigelul. Așa că apă distilată peste și hai să facem o curățare. Pur și simplu, eu n-am avut niciodată o mașină la care nimic să nu meargă cum trebuie. Deci după ce s-a desfăcut furtunul să iasă antigelul afară, nu se mai putea pune furtunul la loc. Mă, un pic agață în buză, mă. Te mirdă el, mizerie. O ieșit, dar la loc nu a vrut să meargă. S-a contractat furtunul și nu mai intra pe țeavă, pur și simplu. Am lăsat eu camera jos și l-am ajutat pe Paul, în doi o mers și așa am reușit să completăm cu antigel și să și aerisim traseul. După care, ce credeți? Nu mai pornește trabantul. Deci bagi antigel și nu mai pornește trabantul. Nu are scânteie. Am verificat prima dată să vedem. Bă, avem scânteie. No, ce să vezi? N-avem scânteie la distribuitor. Stop. Deci de aici nu vine, din bobină. Când ne-am uitat mai bine la bobină, fișa asta de lângă ea scoasă afară, pur și simplu, fără să o atingă nimeni, o ieșit afară. Ne-am pus să băgăm bujia la loc, ce credeți? Nu intră bujia la loc. Era mizerie pe traseu. S-a pus Paul, o curățat traseul și tot n-o intra până în capăt, dar cât o intrat, atâta să stea. Dintr-un oarecare motiv o trebuie să aerisim frânele din nou. Și aici a venit cea mai mare problemă, pentru că am ridicat mașina pe elevator în a treia zi și am văzut că avem lichid de frână care se scurge pe la cilindri. Aceeași veste proastă am avut-o și la sistemul de răcire, pentru că și ăsta prindea aer, adică îl aerisiai, te duceai cu mașina o tură și după aia aveai aer și se încălzea și nu dădea căldură caloriferul și uite aici ai problema, furtunul ăsta spart și lipit aiurea. Așa că am plecat cu mașina lui Paul în căutare de furtun pentru trabant. Bineînțeles că nu am găsit pentru trabant, dar am găsit un furtun universal care să-l punem noi acolo și să fie ce trebuie. Deci pot să o declar o mini-victorie. Pentru că noi avem planuri foarte mari cu mașina asta. Vrem să mergem în aventură, vrem să mergem la drumuri lungi cu ea. Am apelat la ajutorul unui electrician să ne pună un încărcător de mașină, că mașina asta nu are nici încărcător de telefon. Pe lângă încărcătorul de telefon vrem să punem și un voltmetru, pentru că știm, nu încarcă la relanti, dar în mers încarcă. Și să știm dacă cumva ne moare alternatorul pe drum, măcar să ne apară în bord, măcar atâta, minimul necesar. Deja era sâmbătă seara și noi perdeam lichid de frână din cilindrii, dar trebuia să reparăm mașina astăzi. Așa că noaptea am apelat la ajutorul altor mecanici care să ne ajute să facem ceva cu frâna aia, să putem a doua zi dimineața să plecăm cu trabantul în expediție, să ne distrăm. Cred că se vedea cât eram de rupt. Deja e a treia zi de 10 ore în continuu de lucra la trabant. Și nu-i gata. Ăsta e cilindrul receptor pe care l-am luat de la un domn în vârstă din Cluj. A fost de treabă, mi l-a vândut, 40 de lei. Doar că dacă ăsta nu-i bun, noi mâine nu putem pleca cu mașina și suntem blocați. Deci depindem numai de chestia asta, e foarte târziu, nu ne-am așteptat și o să se termine târziu, rău de tot. Am scos cilindrul receptor afară și hai să vă mai zic o veste nașpa. Lichidul de frână nu iese doar prin cilindru, că iese și prin conducta de frână. Adică și pe la cilindru și pe la conductă, pentru că noi am refăcut-o pe aia din stânga, dar pe aia din dreapta nu. Și acum ce o trebuie să facem? O soluție super românească și de avarie, silicon pus pe cilindru ca să nu mai iasă pe acolo lichidul și în speranța că o să putem să mergem cu mașina să ne facem treaba. L-am pus la loc, l-am reglat, am reglat bineînțeles tamburii, saboții mai bine zis, am strâns cilindru, l-am aerisit și teoretic gata-i treaba. Deci cu ajutorul băieților nu mai avem lichid de frână care iese pe afară. Siliconul ăla magic și-a făcut treaba. A durat mult mai mult să și reglăm, să meargă frânele, să aerisim. Ori da jos băieții de 5 ori tamburii și o pus la loc, că nu era bine frâna de mână, că mai trebuia reglată, că are un reglaj nașpa. Și uite-te că reușim să filmăm episodul de mâine, care o să fie demențial. Demențial.